care sunt herniile peretelui abdominal anterior? Herniile peretelui abdominal anterior sunt după orificiile herniare, după punctele herniare ale punctele slabe ale peretelui abdominal, sunt hernii ombilicale, herniile supraombilicale denumite și hernii epigastrice. Și în etajul abdominal inferior vorbim despre hernia inghinală, hernia femurală. O categorie aparte o reprezintă herniile care sunt secundare unor gesturi chirurgicale, herniile incizionale, după denumirea lor actuală, sau eventrațiile. Care sunt cauzele apariților eventrațiilor? În etiologia eventrației vorbim de mai multe categorii de factori. Vorbim de factorul individual, ceea ce ține de strict de pacient, mă refer la pacientul obez sau, din contră, la pacientul subnutrit, mă refer la o altă categorie de factori care țin de pacient, și anume la afecțiunile asociate, este vorba de tușitorii cronici, de pacienții constipați, este vorba de operația primară, cea care a dus la cicatrice și ulterior la apariția eventrației. Aici este vorba de operațiile care presupun un timp septic cu risc de infecție a peretelui abdominal, infecția peretelui abdominal reprezentând cea mai frecventă cauză în apariția eventrației. Și nu în ultimul rând, factorul iatrogen, să zicem, deci vina, dacă vreți, a medicului, în sensul că tehnica închiderii peretelui abdominal poate fi una defectuoasă. De altfel, un profesor de referință în chirurgia parietală abdominală din Londra, Sir Thomas, spune că poți să judeci un chirurg după maniera în care închide un perete abdominal. Toți acești factori, fie individual, fie în intersectare unul cu celălalt, în asociere unul cu celălalt, contribuie la apariția eventrațiilor. Cum își dă seama pacientul care are o problemă? De cele mai multe ori, pacientul observă apariția unei umflături la nivelul cicatricii abdominale, care îi atrage atenția, și cu această ocazie se prezintă la medic. Există și pacienți care sunt un pic mai riguroși cu ei înșiși și la disconfort abdominal, la durere abdominală apărută înaintea acestei umflături, se prezintă la un consult de specialitate, ocazie cu care uneori se pune diagnosticul de eventrație. În plus, în țările mai riguroase, aș spune, în protocoale, eventrația poate fi diagnosticată în faze infraclinice, deci fără să fie observată sau palpată prin ecografia de perete abdominal. Și subliniez, nu ecografia abdominală. Sunt pacienți care fac ecografia abdominală în ideea de a vedea o hernie sau o eventrație. Ecografia abdominală examinează, pune în evidență organele intraabdominale, nu peretele abdominale. Deci e vorba de ecografia de părți moi sau ecografia de perete abdominal. Putem vorbi de observare târzie a acestei afecțiuni? Nu știu, să apară complicațiile și după aceea? Uneori pacientul se prezintă cu ocazia apariției unei complicații. Care sunt complicațiile? Ca la orice hernie, complicațiile eventrației sunt date de blocarea, de încarcerarea conținutului sacului herniar, vorbim de eventrația încarcerată, iar uneori, în situația în care în sacul de hernie, în sacul de eventrație, se găsește intestin, complicația poate merge mai departe până la strangularea, deci suferința ansei intestinale herniate, ceea ce reprezintă o complicație redutabilă, netratată corect și la timp, având riscuri chiar de deces. Care sunt opțiunile de tratament ale pacientului? Singurul tratament este chirurgical. Vorbim de un defect al peretelui abdominal, vorbim de dacă îmi permiteți o comparație, o spărtură într-un perete care nu poate fi rezolvată cu medicamente. Este vorba doar de o intervenție chirurgicală, iar aici avem la îndemână mai multe tipuri de procedeu. Vorbim în primul rând de două categorii de abordare. E vorba de operația deschisă și de operația laparoscopică. Două vorbe despre operația deschisă. Există modalitatea de rezolvare fără protezare, fără plasă. În zilele noastre, acest tip de rezolvare a eventrațiilor este abandonat. Gândiți-vă la o gaură într-o stofă în care încerci să apropii prin cusătură marginile găurii. Se creează o tensiune care va duce la ruperea
defectului. Riscul de recidivă după tratamentul fără protezare, fără plasă, este de 45-50%. Practic, este un procedeu abandonat. Celelalte procedee deschise se referă la protezarea cu plasă, care, de asemenea, avem mai multe variante în funcție de modul de fixare al plasei. Înapoi a stratului muscular, în planul muscular sau deasupra planului muscular, aici iarăși există foarte multe discuții și avantaje și dezavantaje, cel mai acceptat fiind protezarea peretului abdominal retromuscular. În mare, cam astea ar fi procedeele chirurgicale deschise. Dacă îmi permiteți, aș face o mică paranteză și voi încerca să fiu foarte plastic în ceea ce privește maniera de reparare a peretelui în general. Să ne imaginăm cavitatea abdominală asemănătoare unui balon, care cavitatea noastră abdominală prezintă un orificiu herniar, deci o hernie. Să ne imaginăm că balonul nostru este spart și că presiunea fluidului din interiorul balonului apasă asupra acestei spărturi. Trecând la cavitatea abdominală, presiunea intraabdominală, care nu este o presiune mică, este o presiune de 16 N pe centimetru pătrat, apasă pe orificiul herniar, unde punem dopul în balonul nostru spart. Îl lipim pe din afară? Îl lipim pe dinăutru? Cum e mai bine? Dacă punem petecul pe din afară, presiunea apasă dincolo de perete pe acest dop, să zic, și există riscul de a-l împinge, de a produce o nouă spărtură. Introducerea în interiorul balonului, la nivelul spărturii respective, a unui petec, face ca presiunea să apese pe acest petec și, practic, să-l lipească, să-l împingă în peretele abdominal. De ce am făcut această comparație? Pentru că maniera de rezolvare laparoscopică a tuturor defectelor abdominale parietale este foarte asemănătoare cu ceea ce v-am spus. Se intră prin foarte mici incizii de un centimetru sau de jumătate de centimetru în interiorul cavității abdominale și protezarea, plasa, se introduce în interiorul cavității abdominale, practic presiunea intraabdominală împingând plasa în peretele abdominal. După cum probabil v-ați dat seama, fac lobby intervenții laparoscopice, fiind intervenția cu rezultate funcționale, estetice și prognostice de vârf, aș putea spune. Pe de o parte, datorită manierii foarte corecte de protezare a peretelui abdominal dinăuntru în afară, iar pe de altă parte, nu agresăm peretele abdominal cu încă o incizie, cu încă o tăietură, care la rândul ei poate duce, pe lângă riscul de recidivă, la disconfort, la durere, la recuperare întârziată. Există și contraindicații, să spunem, împotriva acestui tip de operații? Contraindicațiile până nu de mult au fost multiple, în prezent s-au cam diminuat. Practic, vorbim despre contraindicațiile generale ale operațiilor laparoscopice, contraindicații cardiovasculare și anestezice. Din punct de vedere chirurgical, ne putem aștepta în tratamentul unei eventrații să găsim foarte multe aderențe. Aderența reprezentând o modalitate de cicatrizare naturală a organismului, secundară operației anterioare. Teoretic, până acum, foarte mulți pacienți cu operații abdominale în antecedente aveau o contraindicație relativă de abord laparoscopic, în ideea că vei găsi aderențe și că nu te vei putea descurca. Conduita pe care eu am îmbrățișat-o este un pic diferită. Aș spune că trebuie să acordăm fiecărui pacient șansa unei operații minim invazive, unei operații din care el să aibă foarte mult de câștigat din punct de vedere al recuperării lui funcționale și estetice chiar. Așa încât, cu riscul de a întâlni un proces aderențial serios în interiorul cavității abdominale, aș acorda șansa pacientului de a suferi o intervenție laparoscopică, iar în situația în care intraoperator se constată că nu poți depăși barierele date de aderențe, atunci se poate trece ca rezervă la operația deschisă. Desigur, pacientul va trebui informat asupra posibilității de a se trezi cu operația deschisă, dar i-aș acorda de la început șansa unei operații laparoscopice. Fiecare hernie, bănuiesc, are specificitățile ei. Vorbind de eventrații, există lucruri specifice ei? Da. Când abordăm tratamentul sau, nu știu, când abordăm... Există lucruri specifice. De foarte multe ori, defectul din perete, gaura, orificiul herniar, orificiul de eventrație, este foarte mare.
aducerea în tensiune a marginilor, chiar cu protezarea cu plasă, nu este totdeauna un rezultat, nu este totdeauna posibilă și ca atare există necesitatea și nu rară de a înlocui absența peretelui abdominal la nivelul acestei găuri cu anumite plase de mai speciale, aș spune, se numesc plase compozite. Sunt niște plase care sunt concepute stratificat, având la interior un strat care permite contactul nemijlocit între plasă și organele abdominale. În absența folosirii acestor plase, folosirea unor plase, să le zicem ordinare, dar nu în sensul că sunt proaste, poate duce la aderențe cu intestinele și chiar la fistulizare, la spargerea intestinelor în timp. O complicație gravă și uneori mortală. Așadar, apariția pe piața medicală a plaselor compozite reprezintă o soluție extraordinară pentru repararea acestor defecte. Aș mai spune ceva, că în abordul laparoscopic, indiferent că vorbim de o hernie umbilicală sau de o eventrație sau de o hernie supraumbilicală, plasa compozită este obligatorie, pentru că se lucrează direct în interiorul cavității abdominale. Gândindu-ne la cel de-al doilea subiect al discuției noastre, herniile umbilicale, care sunt specificitățile acestora? Hernia umbilicală față de hernia inghinală, să-i spunem, are ca specificitate faptul că tubul, canalul, un tub e mult spus, ne gândim la grosimea peretelui abdominal, vorbim de un centimetru, de 2 centimetri la nivelul stratului muscular, are cele două orificii, cel interior și cel exterior, suprapuse. La nivelul regiunii inghinale, pentru hernia inghinală, spre exemplu, vorbim de canalul inghinal, cele două orificii, cel intern și cel extern al canalului inghinal, nu sunt suprapuse, sunt oarecum lateral, cel intern fiind lateral, iar cel extern fiind în interior, medial. În acest fel, presiunea exercitată pe peretele abdominal presiunea nu este directă de la un orificiu la celălalt și ca atare, la nivelul inghinal există o șicană, să-i spunem. La nivelul orificiului umbilical, cele două orificii, care sunt mai mult teoretice, este o noțiune teoretică de disecție, de anatomia regiunii, practic, canalul umbilical, la modul practic, nu teoretic, este redus la nivelul unui singur orificiu, un orificiu umbilical. Ca atare, presiunea intraabdominală crescută lovește într-un orificiu umbilical lărgit și produce hernia. Hernia umbilicală este frecvent congenitală. Hernia la copii, spre exemplu, nu se operează până la vârsta de 2 ani. Se așteaptă dezvoltarea musculaturii, odată cu care de multe ori se rezolvă și hernia. Persistența însă a unei hernii umbilicale obligă la un tratament chirurgical. Protezarea pe orificiului umbilical cu plasă este rezervată însă doar persoanelor care au depășit vârsta de creștere, persoanelor adulte. Pentru chirurgia pediatrică există procedee specifice, nu este specialitatea mea, dar vorbim de hernia umbilicală la adult, rezolvarea este doar cu plasă. Hernia umbilicală a adultului își are origine în copilărie, vorbim de aceeași problemă de copilărie? De cele mai multe ori, da. Sigur că există și factorii favorizanți, de care am amintit. Tușitorii cronici, cu oamenii constipați, obezi și așa mai departe. Dar mai este și poate un pic de predispoziție Componenta care vine. Componenta congenitală este întotdeauna prezentă.